Hristos a înviat. La 70 de ani face lemnul să cânte. Domnul Simeon din Sărata Galbenă a creat sute de fluiere și naier care au ajuns în toată lumea. Această activitate nu este o sursă de venit, dar îi place să aducă bucurie în casele oamenilor și să păstreze tradițiile. Cum arată atelierul în care își petrece cel mai mult timp, vedem în reportajul ce urmează. De aur, Simeon din Sărata Galbenă se poate lăuda cu o colecție întreagă de naiuri și fluiere. Eu întâi am început așa să fac niște scăunele, niște cu lemnărie, să ocup o lecuțică și pur și simplu îmi plăcea lucrul ăsta cu mătrul meu. Solomon, el de mult făcea și de-a mult mai rugam și eu, hai, vă-ți las, las, că hai când îți las, te faci frumos și scaune, măsuță, ați facem și astea. Și încet, încet am zis, ieșim la pensie și să facem, stăm și nu facem nimic, tot nu e chiar bine. Am început să meșteresc, să sfidelesc câte un tub și să-l acordez încolo, încolo. Și încet, încet am început să fac. Am început să... am făcut o expoziție frumoasă, bună. Am mers la Chișinău la concurs și m-am făcut meșter popular. Și am cum de-am fac. Am luat câțiva elevi, fac fluiere, cavale, naiuri, instrumente de suflat, astea din lemn. Am făcut școală, terminat Ștefan Neaga, am lucrat 27 de ani profesor la școala de muzică, dar la vioară, eu sunt viorist ca tare, am fost dirijor de orchestră Arcușul vreo 12 ani și am ieșit la pensie, zic, i-am cât mă odihni să meșteresc niște lucruri frumoase care se prindă bine, să rămână și la alții după noi. Să promovăm treaba asta. În casa familiei Daud, muzica mereu a stat în capul mesei. Părinții o cânta și ea. Tata o cânta pe la fanfară, o mai cântat încolo în coașă. Le plășeau muzica. Cântau din gură, pe la bunielul când dușeam așa tăță. Înainte nu era instrumente, radio. De mă deu, tăți, nepoții, șorii, nurorile și tăți, lea, 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 din gură. Cântau gură, basul, țâne, unul, trombonul. Și, mă rog, am moștenit și noi câte lecțică. Și ne-a plăcut. Ca tare mie mi-a plăcut, tare mi-a plăcut muzica și încet și cam târziu m-am apucat de ea, dar am dobândit. Până la urmă am dobândit și am vrut să fac, am făcut. Și pe urmă ne-am și copiii, de să-i facem pe dânsi și mai performanți. Că noi cântam și noi pe la Veselia, pe la Hora, la Chișinău, cât am fost studenți, pe la orchestra lui Fricălțan și pe Ian Porumbiescu. Am blat după hotare, cât n-am fost studenți, dar pe urmă ne-am căsătorit în asta și ne-am mai amăgit și am venit în sat. Și cu asta și-am rămas aici, și-am rămas, ne-am făcut gospodării, gospodari ne-am făcut și de-am copii, i-am învățat, făcut școli și am de-am s-o dus care și încotro, fata la Iași, la operă, o cânta cânt și am dar mai în spectacol mai puțin care și este profesoară la Ciprian Porumbescu, la colegiul din Suceava. Dar Radu ne-am luat la lăutare de când o cânta la folcloră, tăia pe la lăutare. Deși fluierele lui ajung pe toate continentele, domnul Simeon ne-a mărturisit că aceasta nu este o sursă de venit, iar prețul unui fluier ajunge până la 150 de lei. Eu nu le vând scump sau le-asta, dau așa simbolic. 150 de lei, 100 de lei, nu le dau. Copiii n-au bani, n-au asta, las pur și simplu să învieță. Nu o sursă de venit. Eu mai mult din plăcere și de asta să dacă îi zici că e scump, nici nu vrea să iei, nici nu vrea să cânte, nu-i trebuie nici muzică, numai nu dă ei bani mult. Dar nu mai dă, am așa, lasă, n-a ocupat, pe mahal îl mai dau la covinașul, era, poate să cât de cât să prindeți o lecție cu o melodie, cât de ușoară, și două, trei încolo, încolo și toți memorizează și de la copii, cred că mături, transmit și la copiii lor, să nu ședem să se disparem cu tătă.
Printre nori și paradis a fost prezentată colecția nouă de haine a doinei Stratan, de această dată dedicată micilor prințese. Creațiile impresionante au fost prezentate de copii într-un anturaj de poveste, iar evenimentul a adunat numeroase vedete și influenceri de la noi, micile modele fiind chiar fiicele unora dintre ei. Cum arată noua colecția și cine s-au regăsit printre invitați, urmărim în reportajul ce urmează. Gingășie dedicată micilor prințese a prezentat de curând designerul Doina Stratan. A muncit multe nopți la această colecție, iar multe dintre creațiile sale au fost croite manual chiar de ea. Această colecție a fost concepută atunci când am făcut colecția pentru facultate. Mi-am dorit foarte mult să am o colecție pentru copii care să dețină decor, foarte mult decor manual, pentru că toate, absolut toate modelele au fost croite și cusute de mine și asta este foarte important. Am avut foarte mare emoție astăzi, cum îmi va ieși totul, însă emoțiile sunt de nedescris, pentru că eu sunt fascinată de ceea ce am făcut. Cu recunoștință pot să spun că mi-a reușit și sunt mândră de ceea ce mi-a reușit și cu siguranță multor mămici care au fost astăzi le-a plăcut și poate vor achiziționa ceva de la noi. Într-un decor de poveste, micile modele au prezentat colecția strălucind la propriu, în ținute una mai spectaculoasă ca alta, linia vestimentară fiind dedicată fetițelor cu vârste cuprinse între 4 și 11 ani. Defilare. Bine. Așa, ți-a plăcut? Da. Ia povestește-mi dacă îți place rochia pe care o port. Foarte tare. Că e foarte stilată, frumoasă. Eu am fost foarte emoționantă când am mers și de am văzut că eu nu mai trebuie să fiu așa. Eu așa am văzut, am mers așa în cetișor. Toate bine era. Mie mi-a plăcut foarte tare anturajul și era foarte frumos. Toți ne-au respectat, nu s-au râs de noi. Mi-a plăcut foarte tare. În primul rând aș vrea să mulțumesc designerul pentru oportunitatea de a prezenta așa o colecție frumoasă. A fost super, mi-a plăcut foarte mult. Colecția a fost apreciată și de mamele de fetițe. Eu sunt mamă a trei fetițe și pentru mine este importantă această creație. Made in Moldova, este foarte frumos că cei de aici sunt creativi, sunt inspirați și creează. Eu, într-adevăr, de multe ori sunt în căutare de ținute pentru fetele mele, ținute deosebite, ținute elegante și bine, ținute cu gust și cu stofă. Văd aici sala plină cu mame și fetițe, așa că deja potențialii clienți sunt aici pe loc, așa că eu îi doresc succes, multă răbdare. Și la mai multe prințese să le îmbraci. Am vorbit nu odată cu ea despre aceste planuri. Își dorea foarte mult să o realizeze, anume cu toate aceste detalii lucrate manual. Știu că o face nopți la rând personal și asta este de admirat. Cred că atunci când ai o fetiță și privești ceva din colecția Doinei, te inspiri, e ceva foarte frumos, ai vrea să o vezi pe fetița ta îmbrăcată așa în fiecare zi. Sunt fenomenale, splendide, foarte frumoase. Proiectul Doine, la fel, îl cunosc de foarte mult timp, mi-a arătat ce face, cum face, este foarte talentată, un designer autohton foarte talentat și ceea ce nu avem pe piață încă.
și eu mă bucur că cei de acasă sunt într-o continuă dezvoltare. În primul rând, pentru mine Doina este inspirație. E o femeie care inspiră și eu de fiecare dată mă uit la ea cum ea reușește să fie și frumoasă și deșteaptă și o mamă implicată și mai ales că are și aceste activități extra. Și când mi-a spus care are acest eveniment, eram super entuziasmată, zic că trebuie să susținem femeile care sunt atât de talentate în tot. Și uite, astăzi sunt aici, chiar dacă sunt mamă de băieți. Pe lângă colecția impresionantă, decorul de poveste și micile prințese care au defilat, evenimentul a fost unic datorită dress code-ului purtat de invitați. Toți cei prezenți au purtat alb. E un costum clasic alb. Sincer, mi-am dat seama că nu am așa de mult alb în garderobă, pentru că, fiind mamă, mai rar porți alb. Dar am găsit ceva, l-am accesorizat așa un pic cu negru, pentru că îmi place foarte mult combinația și sper că e bine, sper că a respectat. Pentru mine, în general, albul e o culoare care predomină tare mult în garderobă. Nu este deloc complicat să-mi aleg ceva în această ținută all white, chiar. Și m-am bucurat enorm că pot să-mi port un sacou, că e simplu, sacoul merge la toate. Chiar astăzi vorbeam dress code, că mi este mereu greu să-l respect. Și nu prea sunt de acord cu treaba asta cu dress code-ul, dar din respect pentru gază, sigur că l-am respectat, deși afară este o zi ploioasă, mă rugam să nu calc într-un vâltoac, știi? Este primul eveniment la care am ieșit de după a treia naștere și uite, ți-am zis că mie îmi place să-mi pregătesc familia frumos și fetele mele la fel sunt îmbrăcate în alb, în afară de aia mică care a rămas acasă cu bunica. Nu am găsit un outfit total white, am combinat un pic, pentru că nici timpul de afară nu prea ne permitea, dar sper că m-am descurcat, sper că e ok, dar pe ansamblu se privește foarte frumos. Un alt moment spectaculos a fost oferit de copiii din ansamblul Codreanca. Micuții au pregătit un număr artistic. Denumirea colecției a fost inspirată din numele fetiței designerului Doina Stratan. Liz vine de la numele fetiței mele, Alisa. Exact atunci mi-a venit, am zis că așa, altfel nu poate fi. Am zis pentru nori și paradis, pentru că orice fetiță vrea să fie prințesă și doar așa, în paradis, la un bal, poți să fii cu adevărat prințesă. Apropo, și norii aceștia am făcut noi cu mâinile noastre tot ce se vede aici. Aici a fost o muncă colosală și totul cred că mi-a ieșit exact așa cum am visat. Doina și Alisa Stratan, la noi aici, la Seara Perfectă. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Cum ești, ești prințesă mică? Spune așa, bună seara! Bună seara! Ai o roche foarte frumoasă și un accesoriu, un păr, nici nu știu ce e asta, e cerc, ce e acolo? A se văzut la televizor? Ce a creat mama? Uite, tante te întreabă, îți place accesorul de pe cap? Da! Foarte frumos, să știi că e foarte frumos și am și eu o fetiță acasă, Alexandra, care în curând face 7 și o să-i fac și eu cadou de ziua ei, o astfel de ținută. Este, areți fenomenal, ca o prințesă mică, mică. Tare ești, drăguță! Eu nu știam că e, mulțumesc, nu știam că e așa de rușinoasă la televizor, pentru că în reportaje am văzut-o destul de degajată, așa. Îți place, mami, să defilezi, nu? Da. Foarte? Da. Doina, felicitări pentru eveniment. Mulțumesc. E un eveniment, noi am privit reportajul cu fetele în redacție și am zis, de parcă nu e la noi, știi? De parcă e cu totul altceva, e atât de altfel, atât de diferit. Felicitări! Apreciez, încă o dată mulțumesc. Și pentru tot ce creezi, cu așa o minune mică lângă tine, îmi dau seama de unde vine inspirația. Da, exact. Și plus am auzit... toate, da, li se-i plac rochile foarte bufate cumva, să se simtă ea prințesă și mereu zice, mami, eu trebuie să fiu cea mai frumoasă. Și mi-am dat seama că cum, Alisa are o garderobă atât de mare, da, cu rochii.
Și trebuie să îi facem și mai mult. Deci de acolo cumva am zis că ar fi ea cel mai bun model pentru mine. Mi-ar fi ușor. Plus la tate îmi place foarte mult că ea este foarte rafinată. Îi plac foarte mult rochile. Noi pantaloni practic nu purtăm. Și am zis de ce nu. Și am văzut că îi plac foarte mult rochile care le facem. Și îmi dau seama că și prietenele tale te apelează când văd ce creezi pentru ea, să faci și cumva... Foarte bravo, colecția foarte frumoasă. Am zis că la ziua Alexandre trebuie să apelez la tine, că e în câteva luni. Cu drag. Cum le reușești tu pe toate? Cu doi copii mici, Alisa are 4 și Timur, că mai ai un băiețel care nu este azi aici. Are 2, aproape, încă nu are 2. Exact. Cum? Cum reușești? Că toată lumea se întreabă asta. Să vorbesc aici? Bine. Și ești mereu la patroace, aranjată, frumoasă. Mulțumesc. Cum e posibil? Și știu că nu ai nici bună pentru copii. Exact. Cumva am foarte mare ajutor și sprijin și chiar cu mulțumire pot să vin față de soțul meu, pentru că el are grijă atunci, în perioada aceasta, mai ales când foarte mult am muncit, a avut el grijă de ei și am zis că neapărat revin în rolul meu de plin de mamă, pentru că, într-adevăr, la această colecție am lucrat foarte mult și mi-a luat și foarte mult timp, dar am doi copii foarte cu minți, foarte ascultători, foarte înțelegători. Alisa are grijă de Timur, ea știe deja să meargă amândoi, să facă toate ritualurile acestea înainte de culcare și de dimineață. Și ea pentru mami este un ajutor foarte și foarte mare, da, Alisa? Și doar așa, pentru că cumva încercăm să ne susținem unul pe altul atunci când avem nevoie și ne ajută și bunicii, acum a venit și bunica și suntem așa, o echipă puternică pentru a ne reuși să facem ceva, trebuie să facem o echipă. Bună. Mă uit la voi și îmi dau seama încă o dată, știi că e foarte important să-ți dorești. Pentru că noi de multe ori găsim scuze, știi? Exact. Că n-am timp, că uite că eu n-am bună, că stau acasă cu copiii. Și tu ești un exemplu aici de că totul este posibil. Și îmi dau seama cât timp ți-a luat să creezi această prezentare. Să, până în cele mai mici detalii, exact. Că decorul. Deci eu sigură că toate acestea au fost ideile tale. Da. Și sunt foarte multe dedesubturi. Pentru că toate accesoriile de păr, toate floricelile au fost făcute cu mânuța mea. Și toate accesoriile le-am făcut noaptea. Mulți din urmăritorii mei vedeau cum noaptea stau și fac floriceile, dar mi-a creat o deosebită plăcere și am zis că atunci când o să am comenzi o să se simtă dragostea care eu o depun. Pentru că mie îmi place când rochia are un compleu în întregime, are și un accesoriu și o geantă și încălțămintea potrivită și zâmbetul unui copil. Asta este cel mai important. Și ochii care scripesc. Exact. Ți-ți place, mami, foarte mult rochia pe care tu o porți? Da. Asta e rochia ei preferată. E rochia ei preferată? Da, ia. Ne arăt și nouă, ia. Fașa o rotire. Face o piruietă? Hai, o piruietă, hai. Wow, ce de frumoasă foarte ești. Foarte frumoasă. Mulțumesc foarte frumos. Da, asta este momentul ei preferat. Atunci când mami coasă o rochie, mami se poate să o îmbrac, eu să fac o piruietă. Dar povestește-ne un pic despre stofe, pentru că sunt niște stofe deosebite, sunt niște stofe, deci din ceea ce văd, încă n-am apucat să pun exact, mâna. Exact, exact. Eu când am creat colecția de licență, colecția Bride, dar într-un format așa mai non-conformist, mi-am zis foarte mult că aș vrea și fetițele noastre să poarte rochii din stofele care creăm noi rochile pentru mireasă, majoritatea rochilor. Și uite, acestea sunt rochii din departamentul stofelor pentru mirese, pentru că ele foarte frumos strălucesc. În primul rând, cel mai mult ce punem noi accent este pe stofa căptușeala din interior, este din bumbac natural. Fatinul este foarte moale, foarte, foarte moale. Uite, mi-am mai rămas aici câte ceva de la eveniment. Este foarte moale ca copilul să se simtă foarte confortabil. Și ne străduim să le facem cât mai pufoase, așa. Pentru că când vin mămicile, zic că, Doina, vreau o roche pufoasă, 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 da? De prințesă, de prințesă, deci Alexandra de prințesă, la mine exact. Asta, adică și evenimentul propriu-zis, asta și-a fost cumva conceptul, pentru că știu că Alisa de mult își dorește ca în lumea ei să fie o mică prințesă. Și uite, eu mi-am dorit enorm că totul să se petreacă ca într-un vis, ca toate fetițele să fie prințese. Mi-am dorit foarte mulți copii, pentru că vroiam, apropo, la eveniment au fost multe fetițe care au venit în rochile create de noi și când au venit să ne înmâne florile, eram atât de fericită că ele le poartă și le place foarte mult. Și au fost toate prietenele Alisei, da? Toate prietenele ei îmbrăcate în rochii și ne-a bucurat foarte mult. Și cel mai mult mă bucur, este bucuros, este faptul că după acest eveniment am
a avut atât de multe comenzi și atât de multe mămici care ne scriu. Îmi doresc foarte mult ca la nunta mea, de exemplu, fetițele uite să poarte 2-3 rochițe la fel din colecția ta. Și asta mă bucură foarte mult. Plus... toate mămicile fetițelor veneau la eveniment. Eu. Da. Asta ești tu, da? Mămicile veneau... cu steluțe. Cu steluțe, da. Veneau și ne spuneau neapărat pentru fetița mea vreau o roche din colecția voastră. Ce poate fi mai frumos? Păi de ce să vorbim? Că tu ai văzut că ai intrat pe ușă și eu ți-am zis, Doina, eu tot vreau, eu am privit reportajul și eu tot vreau roche pentru și Alexandra. Și cel mai important, încă rochile care au decorul, uite, destul de complex, nu se va mai repeta niciodată nicio roche, pentru că decorul manual, noi știm, mai ales cel abstract, exact, nu este posibil de repetat, de făcut exact aceeași floricică la fel. Tocmai de aceea, orice fetiță care va purta o roche cu decor va fi mereu ceva nou și va fi mereu ceva unic. Deci așa roche nu va mai exista și nu va mai putea reinterpreta nimeni niciodată. Și aceasta a fost ideea mea de bază, pentru că eu țin foarte mult la unicitate, eleganță, frumușenie, dar totul să fie într-un singur exemplar. Tocmai de aceea, cumva, și denumirea brandului de la Couture, mi-am dorit, într-adevăr, să aduc în Republica Moldova elementul acesta într-un format foarte, foarte micuț, la început, dar unic, exact. Ca orice fetiță să fie unică, cea mai frumoasă. Și, dacă înțeleg corect, deci tu le faci doar la comandă. Da, la moment le fac doar la comandă. De ce? Pentru că toate rochițele care au fost prezentate la eveniment sunt într-un singur exemplar, sunt ca o monstră, o machetă. Iată modelul, iată nuanțele, toată gama de culori pe care o avem disponibile, ce modele vă putem crea. Dar mie îmi place foarte mult că eu sunt foarte deschisă și atunci când vine o mămică și îmi zice, uite, Doina, vreau o roche, eu îi zic, haideți să o facem mai diferită. Noi putem să vă adăugăm mâinicile cum doriți, lungimea rochii, să o facem mai diferită, să fie, noi suntem super deschiși. Eu niciodată nu merg după o anumit, nu știu, criteriu sau etalon că rochea trebuie să arate anume așa, noi altfel nu coasem. Nu. Noi suntem foarte receptivi și astfel, prin creativitate, noi creăm și această unicitate, că orice mămică știe că la acel eveniment va fi doar fetița ei în așa roche. Hai să-ți spun ce simt după discuția noastră. Vreau și eu rochie. Cum are drag. Vreau și eu rochie și vreau și eu rochie și pentru Alexandra și m-am gândit deja. Deci tu vorbeai și îmi imaginam. Deci știi ce simt? Că ești foarte pasionată de ceea ce faci. Și uite să știi că în 3 minute, cât, nu doamne, un minut jumătate cât ai vorbit ultimul gând, mai îmbolnăvit. Deci mi-ai transmis o stare din asta. Eu deja mă vedeam în rochie asta pe mine și pe Alexandra să facem o ședință foto, să ca între fete cu rochii pompoase. Deci felicitări. Îmi trec fiori pentru că asta înseamnă că tu cu adevărat faci ceea ce trebuie în viața asta. Adică ți-ai găsit asta, cumva e o pasiune de-a ta. Cum ai descoperit-o? Apreciez. Și apropo, o să zic doar un singur detaliu. Orice persoană care își va dori decor și pe rochea ei, fiind matură, la fel o va realiza și cu mare drag. Adică ambele pot avea rochii cu decor. Cu detalii. La fel, da? Da, exact, cu detalii la fel. Ideea este că eu, într-adevăr, sunt foarte pasionată de ceea ce fac. Se simte. Și niciodată nu am simțit ideea de a fi concurent cu cineva, de a primi, nu știu, a oferi și a primi critică. Eu întotdeauna spun, arta este atât de frumoasă și atât de complexă, când este momentul în care noi putem să ne afișăm așa cum suntem noi, să implementăm această dragoste. Și uite, toate rochițele albe, rafinate, toate aceste floricele, exact nuanțele, mă caracterizează la 100%. Da, exact. Asta am vrut să zic. E ultimul gând, nu vă rețin mai mult, dar tu ai o pasiune adevărată față de albe și culorile astea și e foarte aproape de mine, pentru că și eu îmi place gama asta de culori. Mulțumesc de tot sufletul. Eu și simt că asta nu este ultima întâlnire. Cu siguranță ajungem la voi să facem comandă de rochițe. Alice, îți mulțumesc foarte mult pentru răbdare și pentru piruiete. Uite acolo la televizor, te vezi? Uite, așa. Acolo. Uite acolo. Te vezi la televizor? Da, te-ai văzut. Frumoasă. Spune la revedere. O seară perfectă, vă dorim în continuare și vă mulțumesc frumos pentru această discuție. Nu te vezi acum și mame, o să te arate după. O să te arate mame după.
Bine? Nu, mulțumesc frumos! O seară perfectă în continuare și ne mai vedem cu siguranță. Mulțumesc! Interpreta de muzică populară Cristina Ceauș a decis să aducă un strop de fericire unui om care ascultă melodiile și vine la toate concertele ei. Cum l-a surprins și ce gest a făcut interpreta, vedeți în reportajul ce urmează. Astăzi ne-am pregătit de mare sărbătoare, de izvorul minunilor. Astăzi este vinerea luminată. Iar eu m-am pregătit să fac o bucurie unui om cu nevoi speciale, unui om cu dezabilități. Și m-am gândit, uite așa mă frământ pe mine acest gând, să merg mai de demult la acest băiețel în scaun cu rotile, să-i fac o surpriză, să-i fac o mică bucurie. Mare i-a fost mirarea lui Ion, un tânăr în scaun cu rotile, să o vadă la ușa casei sale pe Cristina Ceauș. Interpreta spune că prin acest gest a încercat să motiveze oamenii să facă lucruri bune și frumoase. Așa am simțit eu astăzi că vreau să fac o faptă bună și cel mai mult și cel mai curat se bucură cei nevoiași, cei cu care au mai multă nevoie decât noi. Deci astăzi o să mergem la Ionuț Varanița, un băiat care îndrăgește toți interpreții noștri de muzică populară și ușoară. Deci dumnealui nu lipsește la niciun concert pe unde cântăm și cel puțin foarte des îmi scrie mie, mă întreabă una alta, vine la concerte unde particip și eu și îi simt durerea asta în suflet pe care o are, pentru că dumnealui este un băiat cu dizabilități, este un băiat în căruciorul cu rotile, dar ce m-a mobilizat acum să mă pornesc să vin la el, am văzut un reportaj unde se plângea că nu prea are cu ce să îmbrăca, le este foarte greu financiar și am zis că eu trebuie să merg la el. Mă frământa, sincer, deci jur vă spun că mă frământa să vin la el să-i fac o surpriză. Se poate? Salut! Bună! Cred că nu te-ai aștepta să mă vezi! Ia surpriză, omule! Vezi-te copilu! Uite chiar era dor să te văd! Ce faci? Omule, tine! Doamne, tot-i bine, tot-i bine! Tot-i bine! Ce mă bucur că am reușit în sfârșit să vin la tine! Să ia surpriză! Sincer, nu mă așteptam, chiar e bună surpriză. Și eu am emoții și tare mult mi-am dorit să vin să-ți fac o surpriză. Chiar mulțumesc! Cum le-am spus și telespectatorilor, n-am pregătit un coș cu aur, dar bucurie fiecare poate să facă. Foarte mult mă bucur și ți-am pregătit și două sacoșe de hăinuțe. Și sper să-ți mai mult hăinuțe pentru mămica ta. Deși suferă de o dizabilitate, Ion este prezent la toate concertele Cristinei și spune că muzica populară este balsam pentru suflet. Chiar e surpriză, m-am luat așa bine așteptat. Și le-am introdus pe Facebook pe canalul meu și mă înscrie. Te rog adresa ta și numărul tău de telefon. Hai că îți dau numărul de telefon. Dar nu eram acasă, eram plecat în afară orașului, nu-mi spuseie. Și când vin acasă, puteți să-ți dau și adresa. Hai, ne-am scris adresa în privat, pe Facebook, cu Cristina Ceauș. Și azi e ca surpriza la ușă. În sfârșit m-am liniștit emoțional, m-am liniștit la inimioară și sunt împlinită. Sunt bucuroasă că, da, vă spuneam că mă frământ acest gând să fac un bine și mai ales că tocmai privisem un reportaj despre Ionuț și m-a afectat toată starea lor, toată povestea lor și nu numai a lor. Dacă aș putea eu să schimb lumea, zău că aș face. Dar sunt neputincioasă în fața lui Dumnezeu, dar o mică bucurie putem face fiecare. Eu foarte des fac acest lucru, dar nu bat la ușa voastră sau la alt post de televiziune ca să mă laud. Fac un bine în tăcere și neapărat
ce am eu dacă mă noiesc, dacă schimb garderoba, dacă am câte ceva, deci eu chiar când trec de la o casă la alta, fac cutii mari de jucării, haine, deci tot ce nu-mi trebuie, ce nu mai trebuie pe lângă casă, lucruri bune de altfel, le dau de un dar pentru alți copii. Femeia care ghidează sute de părinți ca copiii lor să aibă un somn independent și un regim echilibrat. Mai multe detalii discutăm chiar cu specialistul în somn a copiilor, Daniela Camerzan. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cum ești? Foarte bine, mersi de invitație, că o să am ocazia să mai povestesc despre somn și asta este minunat. Cu mare drag, data trecută erau prea multe de discutat și am zis că neapărat trebuie să reluăm discuția, că sunt mulți cei de acasă care ne urmăresc și știu sigur că au copii mai mici, mai mari, mai așa și se confruntă cu această problemă și astăzi chiar vreau să punem toate punctele pe ei, pentru că se vehiculează foarte mult, se vorbește foarte mult, uite că sunt specialiști în somn a copiilor, că ajuți părinții. Am citit foarte multe feedback-uri la tine pe pagină, apropo de la părinți care ți-au mulțumit pentru faptul că ai ajutat. Vreau să o luăm chiar de la zero. Uite, eu planific neapărat al doilea copil, nu știu, în viitor apropiat. Cum? Cum se întâmplă asta? Cum apelează părinții la tine? De obicei se întâmplă la 4 luni, când anume putem rezolva absolut toate aspectele somnului. Până la 4 este mai dificil, pentru că, mă rog, încă nu sunt dezvoltate toate procesele hormonale, copilul încă, iarăși, depinde și la câte săptămâni s-a născut. Dacă în termen și vrem să rezolvăm absolut totul, este de la 4 luni. Până la 4 luni, evident că mai consult, avem grijă la un timp de veghe, avem grijă să condițiile de somn, iarăși treptat, de la 2 luni putem începe pregătirea pentru adormitul independent. Și dar de la 4 luni creierașul copilașului este pregătit pentru acest adormit independent dacă nu i-a reușit până atunci. De fapt, este fiziologic copilul să adormă independent, dar noi trebuie să-i oferim instrumentele potrivite, dar instrumentele ce presupun? Iarăși, timpul de veghe, cât stă treaz, să nu stea prea mult, condiții, întuneric, niște semne care îi spun da, că vine somnul și creieraș cumva este gata să o facă. Dar De la 4 luni. Asta e termenul în care, nu știu, ar putea să mă adresez la tine sau ăsta e termenul în care copilul deja percepe ceva? Adică cum se întâmplă asta? De ce anume 4 luni? La 4 luni se întâmplă regresul somnului. Creieraș începe să doarmă ca un matur pe ciclu de somn. Respectiv, când se termină un ciclu de somn, are nevoie de aceleași condiții ca atunci când a adormit, ca să poată lega următorul ciclu de somn. De exemplu, ca să fie mai clar pentru toți, noi adormim cu plapuma și cu perna. Așa. Pe parcursul nopții ne trezim și ea nu mai este. Așa. Noi nu o să dormim mai departe, nu este gata, da? O să încercăm să restabilim condițiile, unde e perna, unde e plapuma. Exact asta fac copilașii când se termină un ciclu de somn. Cheamă maturul sau încearcă să facă tot ca să restabilească aceste condiții. Din păcate, unicul instrument este plânsul. Trezitul și plânsul, după care. Indiferent că e o asociere mare, mică, da, iarăși. Sunt copii care se irită mai tare și deja dacă se trezește, este iritat că s-a trezit, că s-a stricat somnul și respectiv sunt ore în șir de plâns, da, depinde de temperament. Dar de la 4 luni, creierul, iată, se întâmplă asta cu el și este gata să învețe toate aspectele unui somn sănătos. Până atunci, mai dificil, mai ales dacă sunt colici, mai sunt și alte momente. Hai să încercăm să dăm o definiție a somnului independent, pentru că e un termen destul de folosit și vreau să înțeleagă și cei de acasă. Ce înseamnă somn independent? Somnul independent este, am pus copilul în pat, i-am spus noapte bună și am ieșit din odaie, iar copilul adorme în câteva minute, calm și doarme dacă este de la
anumite, depinde de vârstă, iarăși, ne trezim ori doar la mese, ori deloc nu se trezește. Iarăși, asta rezultatul, ăsta e rezultatul după ce lucrez eu cu clienții mei. Cred că asta e varianta ideală, nu? Adică spre asta tind că mai multe, tot mai multe prietene, mămici le aud că, uite, cineva leagănă pe picioare foarte mult, altcineva, eu nu am legănat, recunosc, la noi Alexandra a dormit independent, cum zici tu, din a doua zi, adică de când a venit de la maternitate, din a doua zi ea a dormit separat, așa am luat noi decizia, așa ne-a ieșit, că nu pot să zic că, uite, că am lucrat, adică, da, am insistat asupra faptului, în sensul că mă ridicam noaptea, mergeam să o alăptez, pentru că eu am alăptat 7 luni exclusiv și, dar ea a dormit independent și nu a fost nevoie de a face careva, nu știu. Dar iarăși, cineva zice că, uite, ție, Olga, ți-a mers. Și acum, uite, Daniela este aici ca să ne explice cum se întâmplă lucrul ăsta. Este foarte, depinde de temperamentul copilului cu care el se naște și depinde de, a avut, presupun, copilul dumneavoastră nu a avut colici. Sincer, nu mai amintesc, dar cred că a avut, dar noi cum... Gaze și colici sunt un pic diferite. Da, colicile astea ore în șir de plâns și, fără, și după o calmare bruscă, practic în fiecare zi. Acolo trebuie de făcut totul ca copilul să doarmă, căci colicile se intensifică, dacă, mai ales când auzi la 4-5 luni că doare încă burtica, asta la sigur este excesul de cortizol care tot creează colicile astea. Uite ce interesant. Dar copiii care au colici, este dificil să nu strice, așa să zic, somnul, pentru că iarăși în prioritate este somnul. Și acolo intervin ajutoarele. Da, legănatul, sânul și tot așa. Dar de fapt, care e greșeala aici? Dar nu este neapărat o greșeală. Este o greșeală când părinții trezesc intenționat copiii. De ce? Și să-i hrănească. Bun, n-am făcut asta și foarte de asta... Foarte des, ok, prima lună, dar după sunt părinți care o fac intenționat. Nu respectă timpul de veghe, respectiv copilul supraobosit nu o să poată dormi singur și ușor și trebuie de implementat foarte multe asocieri, foarte multe ajutoare, care buba asocierilor, el începe să-și pierde invalabilitate și nu mai ajută într-un moment dat. Și ori schimbăm pe alta, care mereu, mereu o să trebuiască să schimbăm, ce oricum ne exclude trezirile nocturne, sau învățăm un somn sănătos. Dar problema este că sunt acolo niște lacrimi și părinții cumva... Cedează, frică, dar cu toate că când un matur nu poate face față la lacrimile copilului, este o problemă la matur, nu la copil. Cu siguranță. Adică, bun, mie tot așa îmi pare. Daniela, dacă ar fi, nu știu, să le spunem celor de acasă care ne urmăresc acum și care au poate această problemă, nici nu știu cum să o numesc, sau au acest fapt, că e un fapt acasă, care sunt primii, nu știu, 3 pași care trebuie să-i facă ca să iasă de aici? Uite, am privit un interviu cu Daniela și 3 pași care trebuie să-i fac ca să copilul meu să intre cel puțin într-o fază de... Să îmbunătățească un pic somnul, că este un lucru mai lung, care presupune mai multe etape ca să se rezolve totul. Neapărat întuneric beznă la toate somnurile și le zici de noapte. Copilul schimbă ziua cu noaptea doar în primele 8 săptămâni, după doar regimul e problemă. Avem grijă la timpul de veche. Eu pe pagina mea am tabel care este un timp de veche aproximativ. Sunt diferite, multe tabele pe internet se găsesc. Avem grijă ce vârstă are copilul și timpul de veche. Sunete albe sau liniște. De la 2 luni implementăm ritualuri. Acțiuni în aceeași... E superb. Ce fel de ritualuri? Acțiuni în aceeași ordine, făcute înainte de toate somnurile. Aceleași acțiuni. Aha, foarte, deci e ca o deprindere. Da, o deprindere. Niște... Noi vorbim cu copiii noștri prin acțiuni. Niciodată prin vorbe. Așa din e. Păcate. Și când sunt mai mari, tot noi ca exemplu, prin acțiunile noastre le arătăm ce e corect și ce e greșit. Nu că, uite, nu arunca gunoiul jos, dar dincolo noi aruncăm singur exact, gunoiul. Exact, propriul exemplu. Și când sunt mici, exact același lucru se întâmplă. Le spunem că urmează somnul prin ritualuri. Dar iarăși, trebuie să fie în aceeași foarte ordine. Fix. Da.
le facem comode ca să le putem face mereu. Deci disciplina e mama tuturor succeselor, da, după mine, ca și despre tot în viață. Super, Daniela, eu îți mulțumesc foarte, foarte frumos, că chiar subiectul ăsta e unul destul de discutat în societate și îți mulțumesc că ajuți mămicele să aibă copiilor un somn echilibrat, că astfel, știi, un copil liniștit și cu somnul o familie fericită. Sigur, trebuie să recunoaștem chestia asta. Îți mulțumesc foarte frumos și te mai așteptăm pe la noi. Neapărat, mersi. O seară perfectă în continuare. Mersi de asemenea. Mulțumesc. Emoții, iubire și energie, toate s-au împletit frumos într-un concert live inedit susținut de Dara. Interpreta a cântat publicul cu melodii de suflet și i-a făcut pe spectatori să danseze și să cânte împreună cu ea. Urmărim în continuare cum a arătat seara plină de magie a Darei. Pune fete sus, nu lăsă bară. Și poate un cuvânt mă văd pe prasta și n-o să fac pe imotul. Tonul serii a fost dat de trupa Delta pe obraz care a încins atmosfera. Cu tot cu minciunea zgârșită, cu piare de om și voi de feline cu binele, cu orice zgârietură și cu orice poată. Membrii trupei ne-au mărturisit că sunt încântați să urce pe scenă alături de Dara. Nucleul evenimentului, desigur, e albumul Darei, Ruleta. Dar de foarte mult timp, cred că a așteptat concertul ăsta și iată, noi suntem onorați să deschidem concertul ăsta. Chiar dacă suntem pe nișe diferite din muzicale, cred că o să fie o combinație interesantă asta. Și iată, noi avem misiunea să încălzim scena și publicul. Voi sunteți diferiți și sunt curioasă cum ați cunoscut-o voi pe Dara. Era ziua lui Andrei de naștere și noi toți, adică cum eu, Gheorghe, Tania, Cergă și toți băieții, ne-am adunat la el la studio și era și Dara acolo și hop, noi știm pe Dara de la televizor și hop, e acolo. Și da, era ziua mai multă lui Andrei, dar oricum am făcut cunoștință și cu Dara. Și cum este Dara? Blondă. Ok, ca om, ca personalitate? Tare fain, foarte fain, da. E foarte caldă și înțeleaptă, eu aș spune. Dara și-a făcut apariția pe scenă într-un show spectaculos de lumini, optând pentru o rochie albă. Interpreta a cucerit publicul de la primele versuri. Eu te iubesc. Sper în cazul concertului, da, să fie una extrem de deosebită despre care fiecare spectator să-și aducă aminte cu mare, mare drag. Așteaptă muzică bună, așteaptă oameni faini, invitați faini, artiști faini și așteaptă momente care cred că o să-i facă să se gândească un pic la mai mult la cine sunt ei și cât de frumoși sunt ei. Iar surprizele nu s-au încheiat. Alături de artistă a urcat pe scenă și interpretul Satoshi. Cei doi au făcut senzație. Albumul presupune în sine, în cazul dat, un concept, presupune o poveste, el are capitole, el este foarte bine gândit, sunt gândite luminile, toată ordinea pieselor, adică toate chestiile au acum un sens. Nu e un concert pur și simplu cu un playlist de piese. Cred că asta e în primul rând și e mai mult o experiență
de coparticipare decât pur și simplu o sesiune de a asculta muzică live. Este un album foarte sincer și matur muzical vorbind. Se simte o creștere enormă a ei. Întotdeauna a fost un songwriter excepțional pe care eu îl admir, dar în albumul ăsta totul e atât de calitativ în materie de scriere. E ușor să asculte, ai senzația de un material scump. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați împărtășit cu mine o seară perfectă. Ne vedem mâine, la aceeași oră, la ProTV.